Sunt două contracte care au termene de finalizare în iunie și în noiembrie 2013. Am înțeles că lucrările sunt chiar puțin devansate față de graficul stabilit. Deci avem toate speranțele că anul ăsta vom și termina. La rectificare vom aloca și cei 70 de milioane de RON care mai sunt necesari finalizării.